Tari polo. Ziua bună, domnul Calătă! Ciobi! Am adus un scrisoare! Iauzi, doamne! Dar pentru cine? Pentru domnișoara Corina! Na, păi cine-i scrie ei, mă, Ciobi, mă? Silviu German! Mamă! Mamă! Ciobi a adus scrisoare! Pentru Corina! De la Silviu German! Hai să citim toți, no? Dragă Cătălino! O scris Cătălina în loc de Corina, nici nu mai știe o, cine îs. O, lasă tu Corino în pace, care are multe pe cap. Citește acolo, no? Lasă-mă în pace, nu mă interesez, deoarece ești prea de la țară și m-aș plictisi enorm cu... Ce? E un parc! Corino! Dar ce nesimțită ești, no? Vino încoace și citește scrisoarea, uite posibil. Cum s-a ars scrisoarea, no? E păcat! Corino, vino încoace și citește. No, hai. Râde Ciobi de noi. Termină de citit, no? German i-o dat-o, râde tot! Ciobi! Te pup, Gagico! Toate cele bune, Silviu German! Asta e, Corino! E greu la București! Dă-i pace mai bine lui German! Mamă, dar cum poate German să fie așa de nesimțit? Când a avut spectacolul Spermezeu, a zis că mă place! Îi bătrân, mâine poi mâine are 40 de ani! Corino, Corino, Ciobi, cântă-i o baladă, dar să cânti frumos, no? Da, pe cum să nu chint la Corina, doamna Calotă? German e un egoist, German e un egoist, German e un egoist, singur o să moară.